aș vrea să rețineți un lucru extrem de important. Și rog să-mi permită să-l subliniez. În această sumă de 1.251.000.000 de lei, Raja aduce o contribuție proprie, contribuția Raja proprie, de 241.101.344 lei. Deci contribuția proprie a companiei Raja este de un sfert de miliard de lei. Sunt sume care au fost mobilizate prin împrumuturi de la BER, în niște condiții extrem, extrem de avantajoase, după cum bine știți, sau și completate din resursele proprii. Vreau să rețineți că Raja, și vreau să spun poate cu mândrie, nu are niciun fel de credite bancare, este în continuare un management și și o operare performante, va încheia și anul 2015 pe plus. Singurul credit care este luat, nu este un credit comercial pentru țeavă, pentru curent, pentru salarii, pentru buldo excavator, este acest credit de cofinanțare, cofinanțare pe care Raja este obligată să o facă conform mecanismelor negociate de statul român cu Comisia Europeană. Am dezvoltat în cadrul proiectului de operațional social de mediu 5 proiecte, pe care, la timpul lor, am adus la cunoștință. Fondurile europene pot fi absorbite doar până la 31 decembrie 2015. România a primit un an suplimentar pentru că a încheiat negocierile târziu. Era 31 decembrie 2014 și s-a făcut 30 decembrie 2015. Nu se admite nicio zi, nu se admite nicio zi peste 31 decembrie 2015. Raja reușește performanța să facă absorpție integrală. Nu știu dacă mai e vreun caz în România. Să facă absorpție, nu știu dacă mai e vreun caz mai. Să facă absorpție integrală până la 31 a 12-a 2015. Cum suntem în prezent? Pe Constanța Iaunița, gradul de absorpție este de 91,66%. Asta pentru că am pornit târziu și proiectul cu branșament. 91,66%. Dar, până la sfârșitul anului, gradul de absorpție pe acest proiect, mă rog, notat, va fi de 100%. Adică vom absorbi total banii europeni, urmând să mai punem, să finalizăm, dacă rămâne vreo potință din acest prim proiect, să finalizăm un 0,5%, 1%, mă refer la branșamente cu fondurile proprii. Adică partea care ne revenea nouă. Dar până la 31 decembrie 2015, banii europeni vor fi absorbiți, asta este absorpția, asta înseamnă gradul de absorpție, vor fi absorbiți în proporție de 100%. Pe valul 3 ani, gradul, vă spuneam de, și l-aveți aici, a trecut, gradul de absorpție este 100%. Pe Eforie este 100%. Pe Buftea Corbeanca, care a început foarte târziu, Buftea Corbeanca a început foarte târziu, este, în prezent, este 90%, dar situațiile de lucrări sunt în continuare consistente și sunt în curs de aplicare, până la 30 decembrie și pe acest proiect, gradul de absorpție va fi de 100%. Deci, după cum vedeți, după cum vă prezentăm, până la 31 decembrie, compania Raja Constanța finalizează absorpția fondurilor europene, realizând pe toate proiectele o absorpție a banilor europene în proporție de 100%.